Bună seara, stimați prieteni! Vă salutăm din studioul Producens Media și vă spunem un bun venit la o nouă ediție a emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu un nou subiect și, bineînțeles, cu un invitat drag nou, așa că îi spunem un bun revenit domnului Daniel Stanger, pastor și ghid turistic în Israel. Daniel, shalom, bine ai revenit! Shalom, shalom, bună seara tuturor de aici, din Nazaretul de Sus, de lângă orașul Mântuitorului, din Țara Sfântă, și noi vă salutăm, bine v-am regăsit! E o lungă perioadă de când n-am mai stat de vorbă și suntem curioși să vedem ce se mai întâmplă în Israel, care mai e situația actuală. Ne uităm la știri, știu că a trecut într-o perioadă de alegeri, încă nu știu dacă sunt chiar definitivate. Situația cu vaccinarea, situația cu granițele, aeroportul. Te rog, Daniel, hai să începem cu începutul, înainte de a discuta tema pe care ți-am propus, o temă extraordinară pentru seara aceasta. Haideți să vedem puțin care este situația actuală în Israel, apoi ce mai face echipa El Nifla și, bineînțeles, veștile bune și poate chiar mai puțin bune, tot ce crezi că ne poate fi de folos, hai să discutăm în seara aceasta. Ne-a fost dor de dumneavoastră și de cei care ne urmăriți și de voi, echipa de la Producens Media, într-adevăr. Sunt foarte multe lucruri noi de când am stat de vorbă ultima dată. Într-adevăr, au fost alegeri în urmă cu câteva zile. Ei spun că se definitivează probabil în seara aceasta numărarea voturilor, însă trebuie să spunem celor care ne urmăresc și care poate nu sunt la curent cu toate știrile sau cu tot ce s-a spus până acum, că acesta este al patrulea rând de alegeri în 2 ani. Au fost alegeri în aprilie 2019, în septembrie 2019, apoi în martie 2020 și acum al patrulea rând de alegeri. Încă nu există un partid care să aibă toate fotolile și s-ar putea ca, așa cum spun ei, să fie al cincilea rând de alegeri, din păcate, să spunem așa, încă nu se știe cu exactitate, însă trăim o perioadă foarte dificilă și foarte grea, când putem să spunem la propriu că totul este cu susul în jos. Dacă în urmă cu un an, când vorbeam cu dumneavoastră, vă spuneam că s-a reușit să se facă un parlament de criză, având în vedere corona. Iată că acesta s-a dizolvat și acum au fost din nou alegeri. Vă vom ține la curent, poate săptămâna viitoare, când vom avea un nou episod al acestei emisiuni, vom ști mai multe amănunte. Dar și noi, cât privește situația corona, am ieșit în luna februarie din un alt lockdown, din o altă carantină care a durat foarte zile, mai mult de 40 de zile. Aeroportul a fost închis, s-a deschis aeroportul abia acum câteva zile, de altfel, pentru prima dată în istoria Israelului, când aeroportul a fost închis complet, atât pentru cetățenii israelieni care sunt în afara sau care erau în afara țării, nici aceștia nu se puteau întoarce în țară fără un preaviz sau fără o aprobare specială de la o comisie care a fost în acest sens. Acum israelienilor li se permite să iasă din țară numai în câteva țări verzi cu care s-a semnat un contract. Și bineînțeles că sperăm, dacă Dumnezeu îngăduie, undeva din vară sau începutul toamnei să se reia turismul, așa se presupune și așa se aud zvonuri. Lucrul ăsta ne bucură mult, să spunem așa, mai ales că avem deja un an și o lună de când suntem în șomaș, de când nu facem excursii. Însă trebuie să spun, Cătălin, că acum câteva zile am avut a doua excursie cu israelieni în țară. Deci acum se poate face aici, turismul este deschis, dar numai pentru israelieni. Am fost la Ierusalim cu un grup de aici din nord, de la noi din oraș și din orașe alăturate. Am fost 40 de oameni, a fost o bucurie enorm de mare, având în vedere că n-am mai ghidat de foarte mult timp. Ne-am dus la Ierusalim o zi, o să iasă filmulețul probabil seara aceasta sau mâine dimineață. O să fie, bineînțeles, filmulețul în limba engleză, am făcut ghidare și o să fie cu traducere în limba rusă, dar o să punem și subtitrare în limba română pentru cei care ne urmăriți.
Având în vedere că foarte mulți oameni s-au vaccinat în Israel și aș vrea să spun celor care ne urmăriți că aceasta nu este neapărat ceea ce credem noi, însă acum noi facem numai o relatare la ceea ce se întâmplă în Țara Sfântă. Cam 55% din populația Israelului a fost vaccinată deja cu ambele vaccine, cu ambele vaccinuri, și lucrul acesta pentru israelieni li s-a permis, să spunem așa, turismul extern, intern și extern în parte, și probabil că în viitor, și sper ca și eu să pot ajunge în România în luna iunie, sperăm ca să existe un acord între Israel și România ca să ni se poată permite călătorile în România, și în luna iunie s-ar putea să fiu direct în studioul dumneavoastră din București, nu numai pe Zoom, și lucrul ăsta mi-ar face o bucurie extraordinar de mare. Nu mai sunt foarte mulți bolnavi la noi de corona, având în vedere faptul că sunt foarte mulți vaccinați, însă aici e o problemă foarte mare, pentru că deși vaccinul nu este obligatoriu, nu poți intra în hoteluri, nu poți intra în restaurante fără a fi vaccinat. Deci asta este o problemă mare, majoră aici în Israel. Mulți oameni cred că ni se încalcă drepturile omului în acest fel, însă guvernul a spus clar, cine dorește lucrul acesta trebuie să respecte anumite condiții, și cu asta ne confruntăm la ora actuală. Dar trebuie să vă spun și un alt lucru foarte îmbucurător. Am avut foarte multă ploaie în primăvara și iarna aceasta, și am avut și foarte multă zăpadă, ceea ce nu se întâmplă foarte des. Chiar ieri a plouat foarte mult în zona noastră de nord. Din nou, Marea Galilei a crescut cu aproximativ un centimetru numai ieri, și de asemenea este zăpadă din nou pe muntele Hermon. Lucrul acesta este îmbucurător pentru că aduce viață în Țara Sfântă, atât ploaia cât și zăpada. Cam acestea ar fi, să zicem așa, ultimele știri, și bineînțeles că vă vom mai ține la curent, și am pus și pe canalul nostru de YouTube foarte multe știri referitor la Pașaportul Verde, la zăpadă din Ierusalim și la alte lucruri pe care trebuie să le știți. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Chiar încurajez pe telespectatorii noștri să verifice și să urmărească canalul de YouTube El Nifra, un canal în care se găsesc foarte multe lucruri utile, plăcute, reportaje, filmări pe care voi le-ați făcut în perioada aceasta de pandemie. Și, de asemenea, ne bucurăm să auzim vești bune și noi așteptăm cu nerăbdare să reluăm legătura și în mod fizic cu Israelul, fie că venim noi la voi, fie că veniți voi la noi, cu siguranță ne dorim lucrul acesta, ca Dumnezeu să înleznească călătoriile și de acum încolo, astfel încât să ne putem bucura de toată această prietenie și, bineînțeles, de laptele și de mierea care încă curge în Israel. Am dreptate, da? Așa este, da, încă curge lapte și miere aici, chiar dacă nu vedem laptele și mierea, dar simțim așa la figurat și la propriu binecuvântările lui Dumnezeu revărsate din plin peste noi. Slavă Domnului! Daniel, sunteți în prag de sărbătoare, începând de mâine, întreg Israelul și de fapt în toți evreii și din întreaga lume intră într-o sărbătoare, să spunem așa, foarte importantă, sărbătoarea Paștelui, Pesach, cum îi se spune în limba ebraică. Așa că astăzi, împreună cu tine, aș vrea să discutăm despre sărbătoarea aceasta. Am mai discutat noi despre sărbătoarea Învierii acum un an de zile, cam cum se desfășoară sărbătoarea Învierii în Israel atunci când practic Ierusalimul și tot ce însemna împrejurimi erau împânzite de oameni, de creștini veniți din toată lumea, veniți exact în perioada aceea. E, astăzi vreau să ne axăm puțin exact pe sărbătoarea aceasta, pe sărbătoarea Pesahului. Care sunt tradițiile, care sunt practic obiceiurile care țin de această sărbătoare și, bineînțeles, de însemnătatea pe care o are atât în tradiția iudaică cât și în zilele noastre. Așa că te rog, ai microfonul.
Bun, trebuie să spunem că nu o să epuizăm subiectul în emisiunea aceasta. O să mai fie încă o emisiune pe care trebuie să o urmăriți ca să înțelegeți întregul aspectul al sărbătorii acesteia de Paște sau de Pesach. Și nu-mi vine să cred că a trecut un an de la Paștele trecut sau Pesahul trecut, când abia intram în pandemie, când nu știam ce se întâmplă, am fost în carantină totală, nu am putut să ținem sărbătoarea așa cum trebuie. Anul acesta însă se poate ține această sărbătoare, mi se permite să mergem împreună în familie, cât și la sinagogi sau la comunitățile noastre, bineînțeles limitați. Dar revenind la Pesah, Pesahul provine, numele acesta, să spunem așa, este din limba ebraică și foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți sub numele de Paște. Este vorba despre Paștele evreiesc, nu este vorba despre Paștele creștin, nu vorbim acum de învierea Domnului, ci vorbim acum despre sărbătoarea Pesah și bineînțeles că o să o tratăm pe larg în episodul acesta și în episodul următor, dar vreau să spun, Cătălin, că am primit foarte multe întrebări referitoare la sărbătorile Domnului. După emisiunile pe care le-am avut în toamnă, referitoare la sărbătorile Domnului, am primit multe întrebări pentru a le defini și aș vrea, pentru ca cei care ne urmăriți acum să înțelegeți aspectele acestea, vreau să fac pe scurt o introducere asupra sărbătorilor, ca să înțelegeți despre ce este vorba. De sărbătoarea Pesach face parte din sărbătorile Domnului și când spunem sărbătorile Domnului, evreii și evreii mesianici se referă la sărbătorile menționate în cartea Levitic, capitolul 23. De fapt, de acolo să vorbim și noi puțin astăzi, pentru că acolo este menționată sărbătoarea. Și acestea sunt mai multe la număr, pe care le-am enumerat în toamnă. O să vorbim despre aceasta acum, probabil că o să vorbim și mai târziu despre alte sărbători ale Domnului. Deci acestea sunt menționate în Levitic 23. Pentru cei care ne urmăriți, vă rog să citiți întreg capitolul Levitic 23. E vorba despre Șabat, este vorba despre Pesach, sărbătoarea azimilor și sărbătoarea legănării snopului, deci o să vorbim despre acestea pe parcursul emisiunilor noastre de acum și de săptămâna viitoare, apoi cinzecimea, Șavuotul, sărbătorile de toamnă despre care am vorbit și este vorba despre anul nou sau sărbătoarea trâmbițelor, este vorba despre Yom Kippur sau sărbătoarea ispășirii și apoi sărbătoarea corturilor, Sukkot și Simchat Torah. Acestea sunt menționate în Levitic 23 și le veți găsi sau le veți auzi deseori de la teologi, de la oameni care vorbesc de sărbătorile Domnului. Deci când ne referim la sărbătorile Domnului, sunt acestea menționate în Levitic 23, date de către Dumnezeu. Dumnezeu spune însuși să ții aceste sărbători. Apoi avem alte sărbători care sunt biblice, dar nu sunt ale Domnului, adică nu sunt date de Dumnezeu, ci sunt făcute de oameni și ele sunt menționate în Scriptură. Printre acestea este sărbătoarea Purim. Am avut-o în urmă cu o lună, sărbătoarea Purim. E vorba despre sărbătoarea Esterei și pentru cei care ne urmăriți, ca să înțelegeți, puteți să citiți cartea Estera. Acolo Mardoheu și Estera dau această sărbătoare. Și apoi sărbătoarea Hanuka sau sărbătoarea Luminilor, undeva în luna decembrie. Revin, este o sărbătoare biblică, dar nu dată de Dumnezeu. Aceasta este dată de către Macabei. Este menționată în cărțile apocrife și o singură dată în Noul Testament, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, când se spune că Domnul era pe muntele templului, se plimba prin pritvoarele lui Solomon, era iarna și era sărbătoarea înnoirii templului. Iar pe lângă aceste sărbători mai avem câteva care noi evrei mesianici, cât și mulți dintre evrei, nu le sărbătoresc pentru că acestea nu sunt sărbători biblice. Nu sunt nici ale Domnului, nu sunt nici biblice, adică menționate în Scriptură, ci sunt sărbători rabinice, sărbători date de către rabini. Printre acestea poate ați auzit de Tu Bișvat, sărbătoarea pomilor sau Lag BaOmer, o sărbătoare a focului menționată de asemenea în Talmud,
și în Mișna. Acestea nu sunt sărbători biblice, nu sunt sărbători ale Domnului, deci noi nu le ținem pentru că nu sunt menționate în Scriptură. Deci aceasta a fost o introducere scurtă asupra sărbătorilor pentru cei care ne-ați întrebat și pentru cei care vreți să știți mai multe amănunte. Dacă vreți să vă trimit o astfel de schiță cu sărbătorile Domnului, puteți să-mi scrieți în particular sau îl întrebați pe Cătălin de la Producens Media, îi transmit lui și el vă va transmite dumneavoastră. Și acum hai să ne întoarcem la Pesach. E o sărbătoare foarte importantă. După unii este cea mai importantă sărbătoare a Domnului, pentru că vorbește despre mântuire, vorbește despre salvare, vorbește despre eliberare. Și spuneam că e menționat în Levitic capitolul 23 și aș vrea să citesc acest pasaj acum, pentru că e foarte important. Și anume de la versetul 4 începând, spune Scriptura astfel: Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremurile lor hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi a lunii, între cele două seri, va fi Paștele Domnului. Și în a 15-a zi a lunii acestea va fi sărbătoarea azimilor în cinstea Domnului. 7 zile să mâncați azime, în ziua întâi să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. 7 zile să aduceți Domnului jertfe mistuită de foc, în ziua 7-a să fie o adunare sfântă, să nu faceți nicio lucrare de slugă. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: Când veți intra în țara pe care vă dau și când veți secera semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârga secerișului vostru. El să lege snopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit într-o parte și în alta a doua zi după sabat. În ziua când veți legăna snopul, să aduceți Domnului cartere de tot un miel de un an fără cusur. Să adăugați la el 20 de efă din floarea făinii frământată cu un de lemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. Și să aduceți o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin. Să nu mâncați nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta când veți aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Și acum, revenind la această sărbătoare și vorbind despre această sărbătoare, este în calendarul ebraic, în prima lună a calendarului ebraic religios, este această sărbătoare. Ați auzit că și în pasajul menționat se vorbește despre luna întâi și pentru cei care ne-ați mai urmărit, v-am vorbit despre calendarul evresc, care este un calendar lunisolar, are 12 luni și numărarea lunilor începe din aprilie. Nu este începutul calendarului civil, acesta începe în luna septembrie, dar calendarul religios, adică cu sărbătorile, începe în luna aceasta, în luna întâi a anului religios, care este luna Nisan. Deci noi suntem în luna Nisan, astăzi suntem în data de 13 Nisan, exact. Iar mâine, când va începe sărbătoarea Pesach, va fi 14 Nisan, exact cum este menționat în Scriptură, în luna întâi, în a 14-a zi a lunii, să fie Paștele Domnului. Deci e un lucru foarte important, o lună foarte importantă și totul începe nu aici în cartea Levitic, trebuie să știți, pentru că emisiunea noastră se numește Origini, Obiceiuri și Împliniri. Vreau să vorbesc acum despre origini și parțial despre obiceiuri. După care, probabil că în emisiunea următoare o să vorbim despre parțial despre obiceiuri și, bineînțeles, despre împliniri și Pesach de-a lungul Scripturii. Deci în cartea Levitic nu ni se dau toate detaliile referitoare la Pesach, se specifică numai sărbătoarea, se specifică ce se face cu ocazia acestei sărbători, însă mai sunt alte pasaje care explică pe larg acest lucru. Și ca să înțelegem de unde vine această sărbătoare, originea, trebuie să mergem undeva în trecut, foarte mult în trecut, pe vremea lui Moise, undeva în Egipt.
în Ramses, dacă nu mă înșel, acolo era poporul Israel, Moise era în Egipt și Dumnezeu îi vorbește, Adonai vorbește lui Moise și ce îi spune să participe la eliberarea pe care Dumnezeu o face poporului Israel. Și de fapt originea acestei sărbători o găsim acolo în Ramses, în Egipt, o găsim în Exod, capitolul 12. E foarte interesant și acest pasaj, de aceea aș vrea să citesc poate parțial, după care o să explic câteva amănunte referitoare la acest pasaj din cartea Exod, din capitolul 12. Domnul a zis lui Moise. Scuze-mă, foarte important este că, înainte de a continua, Daniel, că până la urmă, ceea ce am văzut și cu altă, și cu altă ocazie în emisiunile trecute, când vorbeam despre sărbători, se vede clar direcția aceasta pe care o are Dumnezeu, practic, parcursul acesta pe care îl are de la începutul, să spunem, istoriei poporului evrei până în zilele noastre. Deci, oricum ar vedea, sărbătorile de astăzi sunt legate de ceea ce Dumnezeu făcuse și promisese că va face poporului evreu încă cu mii de ani în urmă, cu sute de ani în urmă. Dacă stăm să ne gândim, Dumnezeu a avut un plan cu poporul Israel de-a lungul anilor și ce vedem astăzi în poporul Israel este numai o împlinire a planului pe care Dumnezeu l-a pregătit cu mult timp înainte. Și să spunem așa că fiecare an, fiecare secol care a trecut a condus la evenimentele de astăzi și Dumnezeu în planul lui măreț, că noi știm și așa credem că Dumnezeu are un plan cu poporul Israel și are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu a îngăduit ca fiecare lucru să se împlinească sau să se va împlini la o anumită vreme. Și bineînțeles, aceasta face parte din planul lui Dumnezeu, exact cum ai spus mai devreme. Poporul Israel erau robi în Egipt. Și în conceptul lui Dumnezeu, omul trebuie să fie liber. Dar Dumnezeu știm că El îngăduie anumite vremuri și anumite lucruri în viața noastră pentru a ne conduce spre planul lui de mai târziu. În Exod, în capitolul 12, Dumnezeu vine și spune lui Moise astfel. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului, luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună. De aceea vedem de ce luna aceasta a Paștelui este prima lună, pentru că vorbește despre liberarea poporului Israel. De aici începe un nou capitol în poporul Israel, și anume liberarea. De aceea, foarte mulți oameni m-au întrebat care este legătura între anul civil și anul religios, sau de ce anul civil este în septembrie și de ce anul religios este în luna aprilie, pentru că anul civil numără anii. Iar anul religios, să spunem așa, numără minunile lui Dumnezeu de la eliberarea poporului Israel din Egipt și aceasta a fost un plan măreț al lui Dumnezeu. Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună, cea dintâi lună a anului. În ziua 10 acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinului cel mai de aproape, după numărul sufletelor. Să faceți socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Mielul să fie fără cusuri de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua 14 a lunii acesteia și toată adunarea să-l junghe seara. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea să o mănânce noaptea aceea friptă la foc cu azime și verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, să fie fript la foc atât capul cât și picioarele cât și măruntaiele. Nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață și dacă vă rămâne ceva din el pe a doua zi dimineață să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi, eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Pasajul continuă
Și o să vorbim despre acest pasaj și în continuare, pentru că de aici vine originea acestei sărbători. Revin, este vorba despre o anumită lună, e vorba despre liberarea poporului Israel și Dumnezeu începe să numere lunile de aici și oamenii trebuie să înceapă să numere lunile de aici. De ce? Pentru că de aici începe o nouă viață. Până acum este viața de robie în Egipt, este viața de sclavie în Egipt, e, putem să spunem, viața de păcat care a fost până acum, iar de acum încolo Dumnezeu vrea să scrie un nou capitol în viețile poporului Israel, și anume liberare, salvare și așa mai departe, și în cazul acesta trebuie să fie un nou început. Și sunt specificate aici câteva amănunte pe care vreau să le luăm pe scurt, le menționăm pe fiecare în parte, după care, după ce le-am menționat, o să le tratăm în parte pe fiecare, pentru că vreau ca cei care ne urmăriți și cu toții să înțelegem aceste aspecte legate de Pesach. Pesachul înseamnă de fapt a trece pe lângă. Și în pasajul pe care l-am citit noi acum, se spune că evrei trebuiau să ia sânge, să ungă ușiorii ușii pe o parte, pe cealaltă și de asemenea pe pragul de sus. În felul acesta, atunci când Domnul însuși sau ungerul pe care Domnul l-a trimis trebuia să treacă, vedea sângele și îi ocrotea, trecea pe lângă acele case, deci pentru că avea un semn pe ușă și acest semn era sângele. Dar acum revenim la mielul de jertfă. Mielul de jertfă, spune Scriptura aici în primul rând că trebuia să fie un miel de parte bărbătească, trebuia să fie un miel fără cusur, trebuia să fie luat în ziua 10-a și ținut până în ziua a 14-a. De ce fără cusur? Asta a fost una dintre întrebările pe care mi-am pus-o de fiecare dată atunci când stăteam la masa de Paște, despre care o să vorbim pe larg, poate în emisiunea următoare, și când tot timpul auzeam această expresie, miel fără cusur, miel fără pată, miel care trebuia să fie perfect. Și atunci, în tradiția evrească, se menționează că mielul de jertfă trebuie să fie un miel perfect. Bineînțeles, Dumnezeu spune de asemenea acest lucru în Scriptură. De ce? Pentru că acest miel trebuia să fie un înlocuitor. Tu nu poți să găsești, să înlocuiești ceva care este deja, să spunem, pătat, cu ceva care este de asemenea pătat. Trebuie să înlocuiești cu ceva care este curat. Același lucru este și cu hainele tale. Dacă ai o haină murdară, ce trebuie să faci? Trebuie să o înlocuiești, dar nu o înlocuiești cu alta murdară, nu o înlocuiești cu una curată. De aceea înlocuitorul în Biblie, cât și în tradiție evrească, trebuia să fie fără cusur, trebuia să fie perfect, fără pată. Și trebuie să spunem că acest lucru fără pată și fără cusur merge în profunzime. Atunci când poporul Israel alegea un animal de jertfă, trebuia să se uite să nu șchiopăteze, trebuia să fie tânăr, trebuia să nu aibă păr de altă culoare, ca asta însemna că are o pată pe el, trebuia să nu aibă nicio pată pe el, deci trebuie să fie tot aceeași culoare, deci înlocuitorul trebuia să fie perfect. Iar acest înlocuitor, bineînțeles, este vorba despre un ied sau un miel despre care scrie în Scriptură. Și acum acest miel spune că îl luai în ziua 10-a și îl țineai 4 zile acasă. Am fost de curând, după ce s-a terminat carantina aici în Israel, am fost la un safari, avem un safari aici în Israel, lângă Tel Aviv, unde poți merge cu mașina printre animale și poți vedea animalele, uneori vin chiar lângă tine la mașină, alteori trebuie să-i lași pentru că turma întreagă trece prin fața mașinii și erau foarte multe gazele. Pentru cine știe, gazelele sunt undeva ca și căprioarele sălbatice și aveau foarte mulți pui. Era perioada, bineînțeles, acum în luna martie, în luna februarie-martie, era perioada primăverii când, bineînțeles, că aveau pui și te uitai la niște pui care, pur și simplu, unii dintre ei s-au oprit în dreptul mașinii noastre și se uitau la noi așa mirați, așa speriați, oare ce vor oamenii ăștia sau cine sunt cei care se uită la noi. Era prima zi după carantină, după ce s-a ieșit din carantină, era prima zi după ce safari s-a deschis după 6 luni de a fi închis
Și bineînțeles că eram primii oameni pe care îi vedeau acei pui micuți. Dar când te uitai la ei, erau așa de drăgălași, așa de gingași. Și chiar dacă e un cățeluș acasă sau un pisic acasă și îl iei, este pui, încep să te atașezi de el. Și mă gândesc că Dumnezeu le-a poruncit poporului Israel să ia un miel în a 10-a zi a lunii, să-l țină 4 zile acasă. Și mă gândesc că eu personal sau copiii mei sau familia mea s-ar fi atașat așa de mult de acel miel sau de acel ied, pentru că numai uitându-te la fața lui, așa cum spun bunicii, îți vine să-l mănânci, așa de drăgălaș este. Dar a 14-a zi spune Scriptura ce trebuia să faci cu el. Trebuia să lași la o parte tot atașamentul pe care l-ai avut față de el în cele 4 zile și trebuia să-l aduci ca jertfă. Și lucrul ăsta mi s-a părut la început, când eram copil, foarte crunt, foarte nemilos, cum să faci lucrul acesta. Însă mai târziu am înțeles Scriptura și am înțeles modul de gândire al lui Dumnezeu, parțial bineînțeles, și faptul că acesta era un înlocuitor, un locuitor pentru poporul Israel în vremea respectivă, și bineînțeles să vorbim despre acest înlocuitor pentru noi în zilele de astăzi. Apoi acest miel trebuia să fie consumat de tot și nu trebuia să lași nimic în urmă, trebuia să-l împarți cu vecinul tău. Și de asemenea mi s-a părut foarte interesant că mielul în sine era valoros, nu se arunca nimic. Actul în sine era valoros, foarte valoros, având în vedere că nu trebuia să lași nimic după tine și de asemenea trebuia să-l împarți cu vecinul. Deci pentru mine și lucrul acesta, atunci când am citit Scriptura pentru primele dăți, mi s-a părut ceva extraordinar. E printre primele dăți când ți se spune trebuie să împarți acest lucru cu vecinul. Spune acolo Scriptura că dacă nu ai destule persoane în familia ta, atunci trebuie să chem vecinul să mănânce cu tine și să împarți mielul cu tine. Un lucru foarte interesant. Și de asemenea tot aici se spune că acest lucru era pentru toată casa lui Israel. Adică nu era numai pentru o familie, nu era numai pentru două familii, ci era pentru întreaga casa lui Israel. Și aici mă ducea cu gândul la faptul că această poruncă pe care Dumnezeu a dat-o era o poruncă pentru întreg poporul, însă în același timp era pentru fiecare casă. Pentru că Dumnezeu a spus toată casa lui Israel trebuie să facă acest lucru, toată casa lui Israel trebuie să ia un miel și să sacrifice, dar fiecare persoană sau familie în parte avea acest, trebuia să facă ei înșiși acest lucru. Deci deși era porunca pentru tot poporul, fiecare din casa respectivă avea autoritate să facă în casa respectivă acest lucru dacă vrea sau nu. Și acest lucru bineînțeles mă duce la faptul că mântuirea este pentru toți, însă fiecare trebuie să decidă în dreptul lui. După ce am văzut mielul de jertfă, unul dintre componentele acestei sărbători sau acestui Pesach, mergem acum la sânge. Sângele, foarte important, și sângele reprezintă ce viață. Nu numai mielul era valoros în sine, ci sângele lui. Observați, după ce mielul trebuia să fie sacrificat, deci îl mâncai, însă înainte de a mânca mielul, ce trebuia să facă poporul Israel? Să ia sângele, să-l pună în ceva, să ia o pensulă sau ce aveau ei atunci, un mănunchi de isop, și să meargă și să ungă ușorii casei de jur împrejur, pentru ca acea casă să fie păzită de nimicitor. Și m-am gândit că lucrul acesta era foarte important. De aceea vine Dumnezeu și spune: voi trece pe lângă. Pe lângă ce? Pe lângă casele acestea care au deja pe ușorii ușii sânge. Și mă întreb eu acum ce aș fi făcut eu dacă în vremea respectivă aș fi fost logic ca acum, că mulți oameni dintre noi suntem logici, nu? Ce s-ar întâmpla dacă ar veni Dumnezeu acum și ne-ar spune fiecăruia dintre noi: uite, ca să scap de pandemia asta de corona, să spunem așa, trebuie să iei un miel și să ungi ușorii casei tale și bineînțeles că nu te va atinge corona. Câți dintre noi am făcut lucrul acesta? Câți dintre noi am fi ascultat de ceea ce ne spune Dumnezeu în acest sens? Și cu toate acestea, vedeți, astăzi suntem oameni foarte logici.
nu mai tratăm lucrurile așa pe baza credinței sau pe baza a ceea ce primea omul din partea lui Dumnezeu atunci, și acum tratăm toate lucrurile pe baza logicii. De aceea au ieșit foarte multe gânduri cu privire la vaccin astăzi, ce este vaccinul, cine trebuie să se vaccineze, fără să intrăm în discuții. Acest lucru e foarte sensibil și numai când am postat pe canalul nostru de YouTube despre pașaportul verde, fără să spunem poziția noastră ca familie sau poziția mea în legătură cu vaccinul, am fost atacat foarte mult, nu tratăm acest lucru. Însă ce voiam să spun este numai că astăzi ne bazăm foarte mult pe logică, ne bazăm puțin pe credință, și câți dintre noi ascultăm într-adevăr de Dumnezeu ceea ce ne spune Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Deci acest sânge era foarte, foarte important și fiecare om trebuia să fie sub legământul acesta al sângelui. O să tratăm lucrul ăsta, să vedem ce timp avem astăzi să continuăm toate aceste lucruri. Dar după ce vorbim despre miel, după ce vorbim despre sânge, vorbim despre reguli. Aici Dumnezeu are reguli stricte, care nu trebuiau puse la îndoială. Regulile cu privire la miel, să spunem așa, spune să nu-l fierbi, să-l frigi la foc, să nu lași nimic până a doua zi dimineață, să chem pe vecin. Deci niște reguli foarte stricte, de la care omul de atunci, din poporul Israel, nu trebuia să se abată. Apoi o altă regulă era mijlocul să fie încins, gata de plecare. Acum, ce dacă eu n-aș fi fost cu mijlocul încins? Aș fi fost pur și simplu, e o masă festivă, stau în casă cu familia, mă gândesc la plecare mai târziu, dar regulile pe care Dumnezeu le-a stabilit erau foarte stricte, atât în vederea mâncării animalului, atât în vederea să nu lași nimic până a doua zi dimineață, atât în vederea sângelui, atât în vederea poziției pe care tu trebuia să o ai în timpul când mănânci, și de asemenea să fie o lege veșnică. Asta nu este ceva ce faci azi și mâine uiți. Nu e ceva ce ai făcut în astăzi, sau poate că Dumnezeu le-ar fi spus, știi ce lucru ăsta să-l faci până în momentul când ajungi în Israel. Și știți că le-a trebuit mult timp să ajungă în Israel, ani de zile, poate că Dumnezeu le-ar fi spus, până ajungi în țara promisă, faci lucrul ăsta. Dar nu, Dumnezeu spune foarte clar și niște reguli foarte stricte. Lucrul ăsta este o lege veșnică și trebuie să o prăznuiți în cinstea Domnului. Ce faceți acum nu este pentru voi și familia voastră, deși sunteți salvați, deși sunteți păziți, ci este în cinstea Domnului. Și dacă vă uitați în Levitic 23, dacă vă uitați în Exod capitolul 12, de câte ori se spune în cinstea Domnului să prăznești această sărbătoare. Oamenii trebuiau să înțeleagă regulile acestea pe care le faci sau pe care trebuie să le ții, nu sunt că ți le spune stăpânul tău sau ți le spune Moise sau ți le spune Aron, ci pur și simplu tu ai un Dumnezeu chiar dacă ești în robie, o ai un Dumnezeu chiar dacă ești într-o țară străină, și tu trebuie să te supui acestui Dumnezeu, pentru că asta este regula de bază. Și foarte mulți oameni întreabă, de ce oare ne-a ales Dumnezeu pe noi ca și popor Israel? Adică ne-a ales să ne dea reguli, ne-a ales să ne dea legi. Și nu știu dacă ați auzit de gluma aceea pe care o spun evrei de regulă cu privire la poruncile lui Dumnezeu, că Dumnezeu vine la un anumit popor și spune că vrea să le dea o poruncă și porunca este să nu furi, și poporul respectiv spune nu ne trebuie lucrul acesta, du-te mai departe, și Dumnezeu se duce la alt popor și poporul respectiv îi spune de altă poruncă și nici poporul respectiv nu primește, și atunci vine la evrei, asta e o poruncă, din nou, e o glumă pe care evrei o spun și de asta îmi permit să o spun. Și vine la evrei și spune, uite, vreau să vă dau o poruncă. Și evreul, bineînțeles, întreabă, cât ne costă? Și Dumnezeu vine, și că asta e întrebarea evreului, nu? Cât ne costă? Și Dumnezeu vine și spune, nu, nicio problemă, e gratis. Și atunci evreul spune, păi dă-ne 10 atunci, dacă e gratis, nu numai una. Și așa spun unii evrei, că Dumnezeu ne-a ales pe noi, dar de ce ne-a ales? Să ne dea numai reguli, să ne dea numai porunci, numai să ne subjuge, și asta înseamnă că ești poporul ales. Și unii dintre evrei de astăzi seculari care nu cred în Dumnezeu
De aceea ajung să-l nege sau să-l renege pe Dumnezeu având în vedere acest lucru. Acum, ultimul lucru sau ultimul amănunt pe care vreau să-l spun referitor la Exod capitolul 12 și după aceea o să intrăm să vorbim puțin despre fiecare lucru în parte referitor la aplicații sau să spunem așa din nou de ce Dumnezeu a vrut să spun acest lucru. E vorba de azimi. Azimile, pentru cine nu este la curent cu acest termen, deși este menționat în Scriptură de foarte multe ori și în mod deosebit e referitor la această sărbătoare, azimile era vorba despre pâine nedospită. Și de asemenea, dacă observați aici, aceasta de fapt e o altă denumire a sărbătorii sau e o altă sărbătoare. Unii spun că este altă sărbătoare și din nou nu vreau să intru în polemici și nici să discutăm asupra acestui aspect în contradictoriu, dar un lucru foarte important menționat aici de către Dumnezeu este să nu mănânci pâine dospită, deci să ții sărbătoare azimilor și această sărbătoare este din prima zi și este până aproape în ultima zi, deci este un lucru foarte important menționat în Scriptură de asemenea. Și acum, fiecare amănunt pe care l-am menționat are o importanță anume și despre asta aș vrea să vorbim. Sperăm să avem timp să terminăm aceste aspecte. Cu siguranță, bun. Te rog. Adică să terminăm astăzi și apoi să continuăm cu obiceiurile și cu împlinirile probabil săptămâna viitoare. Merge înainte. Deci fiecare lucru menționat de mine sau de Dumnezeu, mai bine zis în Exod capitolul 12, are o valoare deosebită și e făcut cu un scop anume. Dumnezeu nu a dat aceste reguli din nou pentru că lipsau regulile, ci fiecare lucru avea o reprezentare anume sau avea o simbolistică anume despre care vom discuta. Mielul. Revin, mielul fără cusur, deci ca să plătești ceva trebuie să vii cu o plată demnă de lucru respectiv. Pentru a fi salvat de moarte, plata nu trebuia să fie oarecare, nu trebuia să fie nici cărămizi, nu trebuia să fie nici paie, nu trebuia să fie o jertfă umană. Deci în Scriptură conceptul acesta de plată pentru ceva uman trebuie să fie din nou un sacrificiu, o viață. Și ca urmare, deci pentru ca o viață să fie cruțată, trebuia altă viață să fie sacrificată. Vedem lucrurile acestea de foarte multe ori în Scriptură și noi ca evrei mesianici credem că de fapt mielul fără cusur despre care vorbim aici îl reprezintă pe Yeshua, îl reprezintă pe Iisus, care nu știu dacă foarte mulți dintre cei care ne ascultă acum știu că de fapt mielul pascal, Iisus, Yeshua a fost sacrificat exact pe 14 Nisan, exact în aceeași zi cu mielul din Egipt care a fost sacrificat pentru ca evrei să poată fi salvați și sângele să fie pe ușorii ușii. Noi de aceea credem că mielul acesta fără cusur îl reprezintă pe Yeshua și dacă țineți minte în Evanghelia după Ioan, când Ioan Botezătorul vede pe Iisus, pe Yeshua, ce spune? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Apoi dacă ne uităm în Romani, în capitolul 3 și apoi în capitolul 6, se spune plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică în cine? În Iisus Hristos, care de fapt este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și lucrul acesta ne face să ne gândim pentru că Yeshua a fost de fapt Dumnezeu întrupat, care a venit pe pământul acesta, el n-a avut păcat, deci a fost mielul fără cusur și fără pată, care a fost sacrificat exact în aceeași zi când mielul din Egipt a fost sacrificat și lucrul acesta ne dă o calificare, să spunem așa, să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu, pentru că sângele care a fost pus pe ușorii ușii, o să vorbim despre acest lucru imediat, n-a fost nimic altceva decât sângele lui Yeshua. Apoi, dacă ne uităm în continuare, deci mielul de jertfă și vorbim despre Yeshua, deci a fost sacrificat exact în ziua de 14 Nisan, apoi trebuia să fie consumat tot.
Țineți minte că am spus și lucrul acesta, mă scuzați, am spus lucrul acesta mai devreme. Iesua, Iisus, a fost consumat tot. A fost omorât, spune Scriptura, a fost îngropat, a fost pus într-un mormânt și chiar acum că vorbeam mai devreme despre excursia pe care am făcut-o la Ierusalim, în urmă cu 2 zile am fost la Ierusalim și am fost și la grădina mormântului și din nou am văzut mormântul gol. Și ce lucru extraordinar este să știi că mielul lui Dumnezeu care a fost răstignit, mielul lui Dumnezeu care a fost omorât, care a fost îngropat acolo în acel mormânt, nu mai este acolo, deci a fost consumat tot, așa cum spune Scriptura și revin, țineți minte, am spus că e pentru toată casa lui Israel, deci mielul lui Dumnezeu trebuia să fie ispășire, acoperire pentru întreaga casa lui Israel, însă nu oricine are această ispășire și de ce? Pentru că deși ispășirea este făcută pentru întreg poporul, pentru întreaga umanitate, numai cine crede are dreptul la această ispășire. Numai cine își punea sângele pe ușorii ușii putea să fie ispășit și putea să fie salvat. Și țineți minte versetul de aur al Scripturii din Noul Testament pe care eu ca și copil am învățat de mic, e vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 3 cu versetul 16, spune acolo, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el. Acum nu mai spune din nou pentru ca lumea să creadă în el și să aibă viață veșnică. Deși mântuirea e pentru întreaga omenire, mântuirea este pentru cine crede. Deci mântuirea a fost lansată odată pentru totdeauna și pentru întreaga omenire, însă cine crede poate să aibă, să fie calificat să primească această mântuire. Deci Ioan 3 cu 16 spune, oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acum referitor la acest lucru, pentru că tot vorbeam de acest aspect, aș vrea să întreb pe ascultătorii noștri sau pe cei care ne urmăriți acum, dacă într-adevăr au parte de această mântuire care ne-a fost oferită în dar și într-adevăr au parte de acest sânge, dacă sângele mielului a fost pus pe ușorii casei fiecăruia dintre dumneavoastră. Sângele pe ușorii ușii, pentru că despre asta vorbeam acum, aceasta îți aducea mântuirea. Și mântuirea în zilele de astăzi, deci nu poți să fii mântuit decât prin credința în Iisus Hristos și prin sângele Lui, cum spune Scriptura în multe pasaje din Scriptură găsim acest concept cu privire la sângele lui Iisus, la sângele lui Iesua. Spune acolo în 1 Ioan capitolul 1, acesta ne curățește de orice nelegiuire. Și știți că referitor la Pesach am găsit un alt pasaj în Scriptură care conține același cuvânt, Pesach, adică, cum spuneam noi, a trece pe lângă și acesta este menționat în Isaia capitolul 31 cu versetul 5. Spune cum își întind păsările aripile peste puii lor, așa va ocroti Domnul oștirii lor Ierusalimul, îl va ocroti, îl va izbăvi, îl va cruța, acesta este termenul ebraică Pesach, și îl va mântui. Ce înseamnă îl va cruța? Înseamnă îl va salva. Va trece pe lângă. Deci același termen folosit aici în Isaia capitolul 31 este același termen folosit în Exod capitolul 12 în limba ebraică. Și bineînțeles vorbim despre sângele lui Hristos, că despre asta vorbeam, care ne curățește și trebuie să punem sângele pe ușorii ușii. În Efeseni capitolul 2 spune, dar acum în Hristos Iisus, dar acum în Mashiach Yeshua, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Mashiach, prin sângele lui Hristos. Și prin sângele acesta avem intrare în locul preasfânt. Tot acum săptămâna aceasta am fost la Institutul Templului și am vizitat Institutul Templului cu cei cu care am fost din echipa de 39 de oameni cu care am fost acum în excursie. Cred că 22 sau 23 erau credincioși în Mesia, așa cum sunt eu, evrei mesianici, iar restul, vreo 13, 14, chiar 15, nu credeau în Isus și nici acum nu cred în Isus. Scopul nostru este să ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le deslușească acest concept că Iisus este Mesia, dar am fost la Institutul Templului și acolo într-una din camere, pentru cei care ați fost cu noi în pelerinaje sau poate ați fost singuri, ați văzut că într-una dintre camere este perdeaua care reprezintă separarea dintre locul sfânt și locul preasfânt, iar în Scriptură se spune
că această perdea, atunci când a murit Yeshua, a fost dată la o parte, a fost ruptă, de fapt, de sus până jos, pentru că Mântuitorul a făcut intrare liberă la Tatăl. Și cum a făcut intrare liberă la Tatăl? Deci, prin sângele lui Yeshua, așa cum am citit în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 19. Apoi, regulile menționate. Mai avem puțin și o să terminăm până la încheierea emisiunii de astăzi. Regulile menționate aici revin. Toată lumea se întreabă de ce trebuie reguli și mai ales acum în perioada asta a corona, atâtea reguli au fost și atâtea reguli sunt și astăzi. Noi, de exemplu, la noi, la comunitatea mesianică în care mergem, n-am putut să ne adunăm un an de zile. Pentru că aici era interdicție de a te aduna mai mult de 10 persoane într-un spațiu închis, iar acum ni s-a dat dreptul să ne adunăm 20 de persoane în spațiu închis. Și pentru că noi suntem cam 60 de persoane la comunitate sau 70 și cu copii inclusiv, acum ne adunăm în capsule, este un serviciu divin în limba rusă de dimineață și după aceea la un sfert de oră după acesta începe serviciu divin în limba ebraică, deși nu este suficient, uneori ne adunăm 23-24 și iar alții sunt pe Zoom pentru că încă avem reguli și tot timpul ne întrebăm de ce regulile acestea, de ce n-ai voie să faci acest lucru, de ce n-ai voie să faci acest lucru și m-am gândit că așa s-a simțit poporul Israel atunci când Dumnezeu a dat aceste reguli, mielul și cum să mănânci mielul. Acum imaginați-vă că ar veni la dumneavoastră cineva acasă, de exemplu la soția mea, că ne pregătim și noi pentru mâine seară, o să avem toată familia invitată. Anul trecut de Pesach n-am putut pentru că a fost carantină și am făcut numai eu cu soția mea. Anul acesta ne putem aduna toți 6, inclusiv micuțul pe care îl așteaptă Adelina și o să devenim bunici în aproximativ o lună cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ar veni cineva și ar spune soției mele, știi ce, nu vreau să pregătești carne așa, nu e bună. Ar veni un musafir și ar spune soției mele că n-a pregătit carnea bine, că ar fi fost de preferat să nu fie așa, ci să fie altfel. Gândiți-vă cum s-ar fi simțit soția mea, cum s-ar fi simțit soția dumneavoastră sau alte persoane, nu? Și uneori ne gândim că regulile sunt prea stricte. Însă când vorbim de Dumnezeu, regulile acestea au avut un anume scop. Și să știți că nu mi-am dat seama de acest lucru decât în urmă cu vreo 6-7 luni când am avut o revelație deosebită printr-un verset din Scriptură, și anume din 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22. Când l-am citit, atunci Dumnezeu mi-a revelat de ce pune atâtea reguli. Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Și atunci mi-am dat seama și am primit ca o revelație din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ascultăm. Și Dumnezeu ne-a dat atâtea reguli pentru că noi nu vrem să ascultăm. Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa să facem ce vrem noi, am face ce vrem noi. N-am fi ascultător, dar Dumnezeu ne pune reguli și ne spune 1 fa așa, 2 fa așa, 3 lucruri ăsta trebuie să fie așa, pentru că vrea ca noi să fim ascultători și vrea să ne deprindem să fim ascultători. De aceea Dumnezeu a spus să fie jertfe, dar Dumnezeu mai mult decât jertfele acestea, ce vrea de la noi? Ascultare! Și cum ne raportăm noi la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu spune că acest lucru trebuie să fie așa, așa trebuie să fie. Dacă Dumnezeu spune că acest lucru trebuie să fie alb, este alb, înseamnă că este alb. De ce îl facem noi gri? De ce îl facem noi bleu? Dacă Dumnezeu a spus că este alb. Așa este cu privire la toate lucrurile de astăzi și la legile pe care Uniunea Europeană și alte organe le dă astăzi, care nu sunt în conformitate cu Scriptura. Dumnezeu vrea ca noi să ascultăm și la asta trebuie să ne gândim. Și încă două, trei lucruri foarte pe scurt, Cătălin, și sper să ne gândim un timp. Te rog, Daniel. Deci, eu personal am primit această revelație că ascultarea face mai mult decât jertfele și Dumnezeu vrea să ascultăm în toate lucrurile de plin de El. Dar apoi țineți minte acel aspect pe care Dumnezeu îl spune, să fii cu mijloc încins, gata de plecare. Și astăzi evreii când mănâncă masa de Paște, nu mănâncă așa cu mijloc încins, trebuie să știți, dar mănâncă, bineînțeles, îmbrăcați frumos, aproape de ușă, ei fac așa un fel de, să spunem așa, un fel de tradiție din lucrul acesta. O să vorbim despre aceste tradiții în următoarea emisiune, dar poporul Israel trebuia să fie gata de plecare în acea seară.
Dumnezeu nu le-a spus când vor pleca, la ce oră vor pleca, dar Dumnezeu le-a spus, voi trebuie să fiți gata de plecare. Și gata de plecare ce înseamnă? Țineți minte, toate bagajele trebuiau să fie pregătite. Trebuia să iei de la vecini oale și crăte și așa mai departe, să iei pâinea să fie nedospită. De ce? Pentru că nu poți să o lași la dospit, trebuie să fii gata de plecare. Mijlocul încins, ce înseamnă lucrul acesta? Că în orice moment, dacă ți se dă startul de plecare, tu trebuie să fii gata. Și acesta este un îndemn pentru noi cei care intrăm sub sângele ascultării, aceia care avem sângele pus pe ușorii inimii noastre și credem în Iesua, întotdeauna trebuie să fim gata de plecare. Și mă gândesc la Noul Testament, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 13, când spune Iesua cât despre ziua aceea, ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici fiul, ci numai tatăl. Luați seama, vegheați, rugați-vă, căci nu știți când vine vremea aceea. Noi trebuie să fim gata de plecare, ca și copii ai lui Dumnezeu. Noi așteptăm revenirea lui Iesua, noi așteptăm răpirea atunci când Mesia ne va lua să mergem împreună cu tatăl și în orice moment al nostru trebuie să fim gata de plecare, cu mijlocul încins. Acesta era un lucru pe care evrei trebuiau să-l învețe. Și apoi, legea veșnică, motivul pentru care evrei sărbătoresc acest lucru, bineînțeles, este pentru că trebuie să aducă slavă lui Dumnezeu în tot ce fac. Și noi, de asemenea, trebuie să aducem slavă lui Dumnezeu în tot ceea ce facem. Iar azimile, și acesta este ultimul lucru menționat aici și despre care aș vrea să vorbesc foarte, foarte pe scurt, azimile se referă la pâine nedospită sau aluat, adică drojdie. Și știm lucrul acesta că în cadrul sărbătorii de Paște, sărbătoarea aceasta azimilor este o sărbătoare foarte importantă. Spune să nu se găsească aluat în casele voastre. Motivul principal, și cu toate toți probabil că știm lucrul acesta, drojdia reprezintă ce? Păcatul. Și când te prezinți în fața lui Dumnezeu și ții o sărbătoare în cinstea Domnului, cum trebuie să fii în fața lui Dumnezeu? Sfânt, curat, fără aluat, fără drojdie. Și în Scriptură se spune de nenumărate ori, atunci când poporul Israel aducea o jertfă, nu numai de Paște, trebuie să știți lucrul acesta, în Levitic capitolul 2, capitolul 6, capitolul 8, capitolul 10, spune fără aluat, adu jertfa asta, dar fără aluat. Deci când vii înaintea lui Dumnezeu, vii fără acest lucru. Și apoi, bineînțeles, trebuiau să fie în grabă și nu aveau timp să coacă aluatul și să fie să mănânce pâine dospită. Ca să concluzionăm, am văzut acum ce înseamnă Pesahul, am văzut originile și am văzut câteva din obiceiurile menționate în Exod capitolul 11, că nu sunt obiceiurile noastre, ci sunt obiceiuri date de către Dumnezeu, sau mai bine zis reguli, dar nouă nu ne place să le numim reguli. Și am văzut care sunt elementele Pesahului. Aș vrea ca cei care ne urmăriți astăzi să nu pierdeți data viitoare, episodul următor, pentru că vom vorbi în amănunțime despre obiceiuri, despre împliniri, cum sărbătorim Paștele. Următoarea emisiune va fi exact în perioada Pesahului, pentru că acum abia mâine seara începe Pesahul, dar următoarea emisiune o să fie exact în timpul Pesahului și o să fie foarte interesant. Vreau să mulțumesc, Cătălin, pentru că mi-ai dat ocazia aceasta. Probabil că la sfârșit am fost așa foarte rapid, dar am vrut să termin tot în cadrul acestei emisiuni ce am pregătit pentru astăzi. Foarte frumos, Daniel. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea ta, pentru timpul pe care l-ai dedicat emisiunii acestea, pentru pregătirea temeinică pe care ai făcut-o pentru a putea prezenta cât mai clar această sărbătoare. Bineînțeles, o vom face cu mare drag și pe a doua emisiune săptămâna viitoare. Noi vă mulțumim vouă întregi echipei El Nifla și mai ales vă dorim o sărbătoare frumoasă în familie, să vă bucurați mâine seară. Să aveți o masă de seder, cred că așa se spune, da? Sau care e urarea pe care voi vă ziceți de obicei? Deci noi folosim Pesach Sameach și Vekasher. Asta înseamnă Paște fericit și sfânt, sau kasher după tradiție evrească, adică fără aluat. Și ați văzut că în Exod capitolul 12 se spune cu verdețura mare, cu carne și cu azimă. Așa o să mâncăm și noi mâine seară.
Nu știu dacă o să putem să facem câteva filmulețe sau câteva poze, măcar să le prezentăm săptămâna viitoare, dar într-adevăr Seder Pesach e în prima zi de Paște și se urmează un anumit obicei pe care îl fac evrei, despre care o să discutăm data viitoare în amănunțime. Mulțumesc mult, vă dorim o sărbătoare frumoasă, un timp binecuvântat împreună cu familia, cu copiii, cu cei dragi și să ne vedem cu bine cu ajutorul Domnului săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult! Și noi mulțumim și eu mulțumesc foarte frumos! Pesach, kasher, vesameach tuturor! Slavă Domnului! Stimați prieteni, încheiem aici emisiunea noastră din seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit în casele dumneavoastră și de data aceasta. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!